Și când vei observa multe știri bune despre bursă, creșteri, dividende, cu cât sunt mai dese și mai consistente aceste creșteri, de fapt, cu atât ești mai aproape de o încheiere a ciclului, de finalul ciclului economic. Și atunci, asta e o capcană în care pică multă lume, în sensul că intră în zona investițiilor târziu. În primul rând trebuie să-ți definești strategia dacă ești mai degrabă speculativ. Aici vine la pachet cu riscul de rigoare, pentru că o investiție speculativă practic se bazează pe găsirea viitoare a unui cumpărător dispus să-ți dea mai mult decât ai dat tu pe activul respectiv. Specula practic este această strategie care se bazează pe doi jucători. Ea se mai numește în glumă sau în serios strategia fraierului mai mare. Și se pot face bani mulți și destul de repede, dar riscurile sunt foarte mari aici. Uh-huh. Și eu am experimentat asta pe proprie piele. Eu, în momentul ăsta sunt investitor după ce câțiva ani, în ciclul trecut, 2006, 2007, 2008, făceam tranzacții cu terenuri. Și practic o perioadă de timp, 2 ani de zile până în 2008, era extrem de ușor. Da? În 3 luni de zile, 6 luni de zile, găseai destul de repede, toată lumea era interesată. Problema este că specula de multe ori trezește lăcomia din om. Iar asta e o emoție foarte periculoasă pentru investitor. Exact. Acum, uitându-mă în spate, un lucru extrem de simplu era ca din profitul fiecărei tranzacții eu să pun ceva deoparte. Doar că în momentul ăla în care faci banii, ai impresia. Banii pe care îi pui deoparte, ți se pare că îi pierzi. Adică zici, dar de ce să nu îi reinvestesc? Adică să-i pui la lucru. Să-i pun la lucru, dar de ce să-i pun deoparte? Că da, nu mai câștigă nimic. Da? Și aici începe lăcomia când zici hai să-i bag pe toți. Ce are de făcut un investitor înainte? Odată să-și definească speculez sau investesc. Da? Dacă strategia este de investiție, atunci ne facem un fond de urgență și un fond de siguranță. Ai nevoie de această plasă de siguranță astfel încât tu să-ți iei deciziile mai puțin emoțional și cât de logic se poate. Evident că și investitorul e tot om. Investitorul asta face atunci când investește. Toată lumea ce? Să-mi pun banii să muncească pentru mine, să vreau să multiplic banii. Pentru o persoană care are credit la casă, cea mai bună metodă de a mulți banii este să plătească anticipat la creditul respectiv. Și asta e o informație pe care foarte multă lume, deși au credite de ani de zile, nu sunt conștienți de ea. Din acestea trei, cu care aș putea să încep cel mai sigur? Găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Plus X. Sunt Daniel Cirț și astăzi vorbim despre investiții. Cum să investești sănătos? Cum să investești în așa fel încât să nu ai de pierdut, ci mai degrabă de câștigat? Și mai ales cum să te asiguri că acei bani vor rămâne la tine. Împreună cu mine este un antreprenor și un trainer de educație financiară. Îi spun un bun venit lui Adrian Soltanie. Bun venit, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc, Adrian, că ai venit. Adrian, vorbim despre investiții. De ce ne putem gândi la investiții într-o astfel de perioadă destul de joasă din punct de vedere economic? Eu cred că a investi înseamnă practic să înțelegi faptul că există instrumente, există soluții ca banii tăi să producă mai mult decât o fac poate în momentul ăsta. Paradoxul este că investițiile au un randamente și mai mari dacă sunt făcute exact în perioadele de scădere economică. Dacă cineva e familiarizat sau urmărește bursa, de exemplu, o să observe că anul acesta bursa și în Statele Unite și bursa românească au avut niște scăderi, uneori destul de consistente. Ceea ce practic reprezintă, din punct de vedere al investitorului, oportunitatea de a cumpăra la discount. Da? Faptul că niște companii foarte mari și foarte stabile, le poți cumpăra la -20, -25%, -40% chiar în anumite situații, este practic cea mai bună oportunitate de a începe să investești. Greșeala pe care o fac mulți investitori amatori, mai ales începători, este că încep să investească
doar după ce aud suficient de multe știri bune despre o companie, despre bursă, despre o criptomonedă sau despre imobiliare sau despre domeniul respectiv. Și știrile bune de obicei vin târziu. Semnalizează, da, și odată că vin târziu, da, dar semnalizează de multe ori finalul ciclului economic pentru acel activ. Deci când vei observa multe știri bune despre bursă, creșteri, dividende, creșteri extraordinare, despre cripto la fel, imobiliare, cu cât sunt mai dese și mai consistente aceste creșteri, de fapt, cu atât ești mai aproape de o încheiere de finalul ciclului economic. Și atunci asta e o capcană în care pică multă lume, în sensul că intră în zona investițiilor târziu. Da? Și atunci intri târziu, după ce ai urmărit niște creșteri consistente, într-un fel te aștepți trendul să continue și de aia investesc, da? Pentru că activul X a făcut X, da? A făcut plus așa, și acum 3 ani și acum 2 ani și anul ăsta a mers foarte bine, plus 10%, plus 15% sau cine știe cât a făcut, și investitorul care nu înțelege poate la început atât de bine cum funcționează piața, zice, deci și la anul o să facă plus și la așa. E, în general, evident, totul este ciclic, economia este ciclică, funcționează în aceste cicluri de aproximativ 10-11 ani, avem o perioadă de creștere care durează în jur de 7 ani de zile și după părerea mea suntem în primul an de scădere, din etapa de scădere, care va mai dura probabil încă vreo 2 ani de zile, dacă nu apare ceva foarte serios care să prelungească sau să accentueze foarte mult coborârea. Ca investitor însă, este cel mai bun moment să începi acum să investești. În primul rând că așteptările sunt jos, da? Deci da. Vei intra mai puțin emoțional, mai puțin lacom, mai puțin, da? Și iarăși o recomandare simplă este să începi cu bani puțini. Cu bani puțini. Da, și când lucrurile sunt pe scădere, de obicei oamenii nu se aruncă cu sume mari deodată. Sunt mai calibrați un pic, sunt mai atent. Și atunci asta e o etapă corectă. Există o tehnică de a investi câte puțin în fiecare săptămână sau în fiecare lună, în așa fel încât să se prindă oarecum un preț mediu, nu? Este o strategie care e recomandată de cei mai mari investitori din lume. Aceasta a investițiilor lunare recurente. Da, se numește DCA sau Dollar Cost Averaging, da. Eu am tradus-o în România investiția pic cu pic, da? Pe care poate să o facă absolut oricine în fiecare lună. În România există suficient de multe instrumente și poate o să le detaliem azi. Suficient de multe instrumente care îți permit să începi să investești și cu 50 de lei pe lună. Da? Dacă atât ai, dacă atât ești confortabil să pui într-o investiție, 50 de lei, 100 de lei, 100 de euro, dacă vrei mai mult sau oricât de mult. O să revenim la valoarea investiției, dar hai să întreb cu privire la știri. De unde să ne luăm știrile sau de unde să aflăm când este cel mai bun moment să investim? De unde știm dacă un anume activ, ca ai spus așa, de active, de o acțiune, de o anumită companie, este suficient de promițătoare. Un lucru foarte important pe care trebuie să înțeleagă toată lumea este că principalul activ într-o investiție este investitorul, de fapt. Și o să vezi foarte multe situații, practic aproape tot timpul se întâmplă asta, pe același activ, unii investitori câștigă, alți investitori pierd bani. Da? De ce? Pentru că reacționează diferit. La momentul de intrare și de ieșire. La același moment, deci în același moment, să spunem, nu știu, scade acțiunea la o companie X sau crește aurul sau scade aurul sau crește Bitcoinul sau mai știu eu ce, da? O să vezi întotdeauna că anumite persoane sau anumiți investitori, că sunt și investitori individuali, sunt și companii foarte mari, da? Unii câștigă și unii pierd. Exact pe aceeași mișcare, deci la același preț al activului, da? Unii câștigă și unii pierd. Ce aș recomanda eu este să evaluezi foarte bine activul personal, da? Adică nivelul personal de investiții. Asta se face, ce înseamnă asta? Asta se face destul de simplu. Multă lume sare etapa asta, zice, ok, eu vreau să pun bani undeva, vreau să câștig, vreau să-i înmulțesc, da? Și ignoră etapa asta la început. Ce înseamnă? Păi înseamnă să-ți faci un buget. Da? Pentru că tu, ție, practic, bugetul ți arată
ce resurse ai, ce bani poți să investești, îți arată ce se risipește, îți arată practic ce ai putea să reorganizezi pe acolo, îți arată dacă poți să investești constant lună de lună sau doar când ai tu, nu știu, o lună mai bună sau din când în când. Investițiile necesită disciplină, adică ele trebuie făcute constant. Dacă ți aduci aminte doar prin martie și prin aprilie sau înainte de Crăciun, nu o să ai mare câștig. Da? Deci pașii ăștia sunt foarte importanti. Ca un obicei. Exact, ca un obicei. Deci să-ți faci un buget odată, după aceea să-ți faci un fond de urgență și un fond de siguranță, pentru că asta practic reprezintă o plasă de siguranță a investitorului de-a lungul timpului, da? Pentru că în general investițiile eu le văd ca pe un maraton, da? Adică durează 10 ani, 15, 20. Duratele mai scurte sunt în general mai speculative, adică oamenii... Așa, aici paranteză. Practic facem diferența dintre tradingul acesta agresiv, care este pe zi sau pe câteva minute. Poate să fie și la minute, la secunde. Exact. Da, acesta este tradingul, care poate să fie chiar și zilnic, chiar și durate foarte scurte. După aceea este o abordare mai speculativă, care înseamnă cumpăr ceva pentru o săptămână, două, trei, o lună, un an. Da? O investiție, cum o să discutăm astăzi, nu are șanse să producă foarte multe într-un an de zile, că nu o să facă minuni extraordinare într-un an de zile, are nevoie de timp. Și atunci, în primul rând, trebuie să-ți definești strategia dacă ești mai degrabă speculativ, da? Aici vine la pachet cu riscul de rigoare, pentru că o investiție speculativă, practic, se bazează pe găsirea viitoare a unui cumpărător dispus să-ți dea mai mult decât ai dat tu pe activul respectiv, da? Pe un metru pătrat de teren, și aici se poate face speculă, și pe acțiunile unei companii sau pe o criptomonedă sau pe o gramul de aur. Specula practic este această strategie care se bazează pe doi jucători. Eu am un activ pe care am dat 10 lei ca să fac profit pe chestia asta, da? Am nevoie de cineva dispus să-mi dea 12 lei sau 15 lei și atunci fac profitul. Ea se mai numește în glumă sau în serios strategia fraierului mai mare, da? Pentru că profitul se face în momentul în care ai găsit fraierul mai mare, să zic așa, dispus să dea un preț mai mare, da? Mai în glumă, dar uneori este foarte în serios. Și înainte să închidem paranteza asta, cât de etic este? Problema este... Atâta timp cât e o tranzacție liberă, da? Adică cel care nu este vorba de păcălire sau de fraudă sau mai știu eu ce. Pur și simplu, eu în momentul în care am cumpărat, să spunem, am dat 10 euro pe metru pătrat, dacă am pus un anunț și cineva este dispus să-mi dea 15 euro pe metru pătrat de teren sau cu 10 în plus la sută pe criptomoneda pe care o am sau pe acțiunea la bursă, e absolut ok. Nu forțezi, nu păcălești, da, adică e o chestie absolut ok. Și se pot face bani mulți și destul de repede, dar riscurile sunt foarte mari aici. Metoda asta funcționează bine în etapa de creștere a ciclului economic. Da? În etapa de creștere a ciclului economic, veștile sunt bune, oamenii sunt dispuși să bage bani în chestii repede, fără să se documenteze foarte mult. Li se pare că nu e nicio problemă dacă îl cumpăr eu metrul ăla, ca să păstrăm terenul ăla, dacă l-am cumpărat eu cu 12 euro, dacă nu-mi convine, peste un an îl găsesc pe altcineva cu 15 euro. Sau... Adică ți se pare că lucrurile merg din ce în ce mai bine și atunci specula tinde să înflorească în etapa asta crescătoare. Unde se schimbă jocul brusc și foarte, foarte serios este etapa de scădere a ciclului economic, când oamenii sunt mult mai atenți cu banilor. Da? Cum suntem acum, de exemplu, cresc dobânzile, multe știri negative, probleme, criză, oamenii complicații. Oamenii, odată că nu mai cumpără, sunt mult mai atenți, sunt mai meticuloși atunci când caută lucrurile, își dau seama că s-ar putea să rămână cu activul respectiv blocat, adică să nu poate să-l dea la altcineva. Deci, practic, nu mai găsești așa de ușor fraierul mai mare decât tine. Și eu am experimentat asta pe proprie piele. În momentul ăsta sunt investitor, după ce câțiva ani, în ciclul trecut, 2006, 2007, 2008, făceam tranzacții cu terenuri. Și, practic, o perioadă de timp, 2 ani de zile până în 2008, era extrem de ușor, da? În 3 luni de zile, 6 luni de zile, găseai destul de repede, toată lumea era interesată. Mamă, terenul, da, deci era o disperare, da? Și se rulau foarte ușor. Problema este că specula de multe ori trezește lăcomia din om. Da? Iar asta e o emoție foarte periculoasă pentru investitor. Exact. Ți se pare că... Cred că trezești un pic și aroganța, ți se pare că ești deștept.
Și faptul că ți-au ieșit două, trei tranzacții, patru tranzacții, zici, bă, chiar mă pricep, chiar sunt bun la chestia. Ia uite și ce... e periculos nu neapărat din punct de vedere etic, că pusesem întrebarea, ci din punct de vedere... Și financiar. Financiar. Financiar, da, pentru că, uite, în cazul meu concret, după ce am făcut mai multe tranzacții de genul ăsta și, evident, faci niște bani și e absolut ok, da? Ignori odată, mai ales dacă n-ai educație financiară ca să înțelegi ciclurile economice, să-ți dai seama, ok, cred că se oprește, hai să mă opresc, să mă potolesc. Și să-ți creezi niște mecanisme de protecție, fiindcă mori și că asta nu merge la nesfârșit, adică nu e o chestie care poți să o ții 10 ani, da? Da. Așa. Acum, uitându-mă în spate, un lucru extrem de simplu era ca din profitul fiecărei tranzacții eu să pun ceva deoparte. Doar că în momentul ăla în care faci banii, ai impresia. Banii pe care îi pui deoparte, ți se pare că îi pierzi, adică zici, dar de ce să nu îi reinvestesc, adică să-i pui la lucru, ei, să-i pun la lucru, da, de ce să-i pun deoparte, că da, nu mai câștigă nimic, da? Și aici începe lăcomia, când zici, hai să-i bag pe toți și mai bag pe toți și decât luna asta sau decât, dacă mai miese încă o dată, principiul seamănă foarte mult cu Caritasul, știi, de oameni care au zis, da, da, m-am băgat în 3 săptămâni, mi-am luat, sau în 3 luni cât era, mi-am luat de 8 ori, da, ceea ce este, matematic este imposibil ca această morișcă să țină 3 ani de zile. Este imposibil, n-ai cum. Graficul ar ieși prin stratosferă. Nu există așa ceva, da? Dar mintea de atunci ce zice? Odată să o mai fac, odată să mai pun bani, odată să mai investesc, să mai miasă. Poate nu cade chiar anul ăsta, poate nu cade chiar luna asta. Și combinația asta de lăcomie cu optimismul ăsta care așa te bagă în mari belele. Asta e specula. Investiția înseamnă să-ți aloci o parte din banii tăi, în primul rând pe un orizont mai lung de timp, și banii tăi să genereze activitate economică, să genereze abundență și prosperitate pentru mai multă lume. De exemplu, pot să iau un apartament vechi pe care să-l renovez, să-l amenajez și să-l închiriez sau să-l vând. Da? Însă, din tranzacția asta câștigă mai multe persoane. Cel care a vândut apartamentul a scăpat de un activ sau nu știu, și-a făcut treaba cu banii respectivi. După aceea câștigă și cel care o să-mi pună gresia, faianța, cel care mi-a vândut lavabilul, o să câștige și statul niște taxe, o să câștig și eu o chirie sau din tranzacția viitoare, iar cel care îl va cumpăra, te asigur că se va simți câștigat din moment ce e dispus să dea prețul respectiv. Pentru că oamenii intră într-o tranzacție doar în momentul în care simt că ceea ce primesc este mai mult decât ceea ce plătesc. Da? Atunci se întâmplă tranzacția. Și chiar aveam o discuție cu fiica mea, am fost plecați la o conferință de vânzări weekendul ăsta, fiica mea are 16 ani și am zis, n-ai vrea să vii cu mine? Și am mers pe acolo și am avut noi o discuție despre capitalism și despre profit și despre o chestie naturală la 16. Vârsta asta ți se pare că bogați, companiile, corupt, deci e o chestie foarte interesantă. Și atunci trebuie să explicăm faptul, ne-am oprit să mâncăm, să luăm ceva de mâncare de la un mic restaurant. Și zic că noi am dat cei 50 de lei pe porția respectivă pentru că ne-am făcut socoteala că mâncarea pe care o primim e mai mult decât aia 50 de lei pe care i-am dat noi. Deci am făcut această tranzacție pentru că am fost convins că suntem pe profit. Da? În exact. Restaurantul de asemenea s-a uitat la friptură, da? S-a uitat la cei 50 de lei și a zis, dacă iau ăștia 50 de lei, fac profit. Da? Adică din ambele perspective, eu m-am considerat că am fost pe profit când am pus pe masă banii și restaurantul când mi-a oferit friptura a zis, e mai bine decât... Ok, deci fiecare practic fiecare parte are câștigă. Sentimentul că câștigă. Exact. Și asta înseamnă investiție. Adică generăm o activitate economică din care beneficiază mai multe persoane. Toate părțile sunt câștigătoare. Spre deosebire de speculă, unde eu câștig dacă te găsesc pe tine dispus să-mi dai mai mulți bani. În anumite perioade nu te găsesc, da? Exact. Sau nu există. Bun. Întorcându-ne la ce are de făcut un investitor înainte, odată să-și definească speculez sau investesc, da? Dacă strategia este de investiție, atunci ne facem un fond de urgență și un fond de siguranță. Pentru că pe un termen lung de timp, orice investiție o să fluctueze. Paranteză. Da. Fondul de siguranță și fondul de urgență sunt diferite? Sunt diferite. La ce mod? Fondul de urgență înseamnă un plic de bani cash în casă,
între 1000 și 2000 de lei pentru mici defecțiuni casnice, mici probleme de sănătate, mărunțișuri care ni se pot întâmpla oricui. Da? Deci, 1000 de lei dacă ești tinerel, singurel, stai cu părinții, nu ai multe lucruri care se pot strica, îmbolnăvi sau mai știu eu ce. 2000 de lei dacă vorbim deja de o familie, poate copii, adică pur și simplu mai multe lucruri care se pot strica sau îmbolnăvi în jurul tău. Salariu minim. Asta e fondul de urgență. Bun. După aceea avem fondul de siguranță, care ar trebui să te acopere cel puțin 3 luni de cheltuieli vitale, adică să mănânci, sănătate, locuință, transport și datorii. Astea sunt cele 5 cheltuieli vitale pe care trebuie să le acoperi obligatoriu, dar n-ai cum să scapi de ele. Poți să mai amâni niște haine, niște cadouri, niște vacanțe, niște chestii, dar astea 5 sunt obligatorii. Și atunci le iei, le înmulțești pe 3 luni de zile. Ăsta ți este fondul de siguranță pe care ar trebui să-l ții, după părerea mea, într-un cont în euro la bancă. Iar pe durata războiului, am adăugat această steluță, să zic așa, da, acest amendament, pe durata războiului, jumătate din fondul de siguranță ar trebui să stea lichid undeva la dispoziție. Deci să-l ai tot în euro, dar are să sens. Ai acces la el. Are Pentru sens. Că în contexte de genul ăsta lucrurile se schimbă brusc, accesul la lichiditate poate fi restricționat, se mai întâmplă, e complicat. Și atunci da. E mai bine să ai o sumă de bani pe care să pui mâna. Acest fond de siguranță și de urgență oferă investitorului un oarecare confort care să îi poată da o mai mare libertate în gândire și în alegerea activelor? Exact. Ideea care este? Ai nevoie de această plasă de siguranță, astfel încât tu să-ți iei deciziile mai puțin emoțional și cât de logic se poate. Evident că și investitorul e tot om, da? Se uită la știri, are discuții cu soțul sau cu soția, are probleme pe acasă, pe la job, pe la business, da? Deci cu toții suntem oameni. Dar având acest strat protector, să zic așa, o să poți să iei niște decizii mai puțin dramatic, mai puțin cu panică, mai puțin cu îngrijorare, pentru că știi că ai această bază. Mai mult decât atât, fondul ăsta de siguranță e pentru probleme grave, cum ar fi pierderea jobului, o problemă de sănătate gravă, o operație scumpă, nu știu, divorț, decesul partenerului, da, deci lucruri foarte serioase. Problemele astea mari se cam sincronizează, din păcate. Adică la ce nu vine singur. Oamenii își pierd jobul când? Nu în perioadele de prosperitate economică, când companiile au de lucru și plusează, vino la mine că îți mai cresc salariul, vino la mine că îți dau beneficii. Da? Deci oamenii își pierd jobul în perioadele de scădere economică. În perioadele de scădere e scăzută și bursa, poate sunt scăzute și imobiliarele, sunt căzute și criptomonedele, sunt căzute puterea multe de clase cumpărare, de active. Da. Da? Și atunci ar fi cel mai prost moment, practic, dacă tu rămâi fără job, să începi să vinzi din activele pe care le ai, din investițiile tale. În primul rând că s-ar putea să nu poți să vinzi din ele, că nu sunt oameni dispuși să cumpere, mai ales cum e zona imobiliară. În perioadele de criză imobiliară nu se cumpără, nu se fac tranzacții. Da? Eu am încercat ani de zile să vând niște terenuri cu care rămăsesem. Ori trebuia să le vând la discounturi de 50-60%, ceea ce n-am vrut, da? Sau aștepți luni de zile, ani de zile. Și atunci, ca să nu fie în situația să vinzi din investiții în cel mai prost moment, da? De aceea ai nevoie de fondul de urgență și de fondul de siguranță. Un alt lucru important pentru investitori este să nu aibă datorii de consum. Adică să n-ai credit pentru un televizor, pentru un telefon, pentru, da, să n-ai datorii pe cardul de credit. De ce? Fiindcă, în general, datoriile de consum au niște dobânzi și niște costuri mai mari decât randamentul pe care îl obții tu din investiții. Așa e. Da? Cardurile de credit în România, nu știu câtă lume știe, toată lumea și închipuie că are card de credit cu 0% dobândă, dar în realitate nu e așa. Da? Trebuie să respecti foarte multe. Niște lucruri, da. Da, doar că trebuie să respecti foarte multe reguli pe care mulți nu reușesc să le respecte simultan ca să ajungi la niște dobânzi foarte mici sau zero. În general, multă lume intră și dobânzile la cardurile de credit în România merg de la 10-11%, ajung până la 60%. Cum ar fi în timp ce tu ai datorie pe cardul de credit sau, nu știu, credit la televizor sau la telefon cu 20% dobândă, tu să cumperi titluri de stat cu 8% sau cu 9%. E ca și când te-ai împrumutat cu cardul ca să cumperi titluri de stat. Nu așa funcționează. Și atunci, poți să ai credit la casă și o să discutăm un pic și despre asta, dar datoriile de consum ar trebui să fie eliminate, să nu ai această presiune în spate, da? Rate mărunte la prostioare. Am înțeles, are sens. După aceea, dacă ai credit la casă,
un credit ipotecar, acolo iarăși, înainte să te apuci să investești, uită-te puțin la el, că s-ar putea ca cea mai bună investiție, cel mai bun factor de multiplicare al banilor tăi, că practic investitorul asta face atunci când investește. Toată lumea ce? Să-mi pun banii să muncească pentru mine, să vreau să multiplic banii. E, pentru o persoană care are credit la casă, cea mai bună metodă de a mulți banii este să plătească anticipat la creditul respectiv. Da? Adică în loc să investesc, mai degrabă exact. Scap de... Cum îți dai seama dacă ai genul ăsta de oportunitate? Păi foarte simplu, te uiți pe scadențar, o să vezi că sunt mai multe coloane acolo, o coloană este de principal sau de capital, adică returnezi banii pe care i-ai împrumutat, mai este o coloană de dobândă, care este asociată la acest principal, mai sunt pe acolo niște comisioane, niște asigurări, niște diverse chestii. Însă, trebuie să te uiți la cât e suma de principal și cât e suma de dobândă din rata lunară. S-ar putea să descoperi că dintr-o rată de 1500 de lei, și asta e o informație pe care foarte multă lume, deși au credite de ani de zile, nu sunt conștienți de ea. Deci, ne uităm cât e rata lunară și după aceea ne uităm, să presupunem, îți dau un exemplu, la un credit de 250.000 de lei, pe 30 de ani cu 6%, rata lunară ajunge la 1500 de lei. Perfect. Nu știu dacă e mult sau puțin, nu contează. Însă, din aia 1500, 250 este principalul, adică returnezi ce ai luat, 1250, adică de 5 ori mai mult este dobândă. Da. Și multe lume zice, păi și ce mă interesează pe mine, că eu trebuie să dau rata. Care este ideea? Dacă tu în afară aia de 1500 de lei rata lunară, tu reușești să mai aduci încă, să mai faci jos încă de 250 de lei, când i-ai plătit pe ăștia în suplimentar cu reducerea perioadei, dispare dobânda asta de 1250. Deci ai practic un factor de multiplicare al banilor tăi de 5 ori. Da? Cu 250 de lei vei stinge o lună de credit și va dispărea dobândă de 1250 de lei, adică de 5 ori. Lucru deci pe care dacă am înțeles bine, dacă plătesc anticipat, dobânda următoare dispare o lună, tu luna următoare vei avea o nouă rată, dar o să-ți dispară o lună din credit. O să vezi că s-a scurtat, tot creditul s-a scurtat cu încă o lună și a dispărut dobânda aferentă principalului pe care l-ai plătit. Wow. Lucrurile devin și mai interesant de pe măsură ce dobânzile cresc. Uh-huh. La ce mod? La 6% îți spuneam că e 1500, 250 cu 1250. La 8%, adică nu cu mult mai mult, dar 6-8%, la 8% rata lunară ajunge deja la 1850, de la 1500 la 1850. Partea cea mai interesantă este că principalul scade la 170 de lei, iar dobânda devine 1700 de lei. Deci tu practic cu 170 de lei închizi o lună de credit și distrugi dobândă de 1700 de lei. Deci 10 ori mai mult. Da. Da? Nu există nicio investiție care să-ți ofere genul ăsta de randament. Bun. Iar la 10%, bine că stai pe scaun, la 10%, rata lunară ajunge la 2200 de lei. 2000, da, deja trebuie să-mi întind mâinile, da? 2200 de lei, din care, atenție, principalul reprezintă 110 lei, iar dobânda este 2100 de lei, adică este de 20 de ori mai mare. Ce ai de făcut este cu 100 de lei sau cu 110 lei, să te duci în fiecare lună, să faci o plată anticipată cu reducerea perioadei, vei distruge, cu doar 100 de lei, vei distruge o lună de credit, care în mod normal te-ar fi costat 2000 de lei. Și dacă există plată prin card automat și de acolo se reduce? Din păcate, pentru plățile anticipate cu reducerea perioadei, că este un element esențial și sper că cei care ne urmăresc să-și noteze lucrul ăsta, că este fundamental, da? Reducerea perioadei, întotdeauna facem așa, niciodată cu reducerea ratei. Da? Trebuie să scurtăm timpul. Din păcate trebuie să mergi să faci o cerere în bancă. Da? Faci plata. Okay. Cel mai bine, important asta. Cel mai bun moment este să faci a doua zi după scadență. Da? Și te duci a doua zi după scadență cu o sumă în plus de bani, să faci o cerere pentru reducerea perioadei. Pentru reducerea perioadei. Există doar 3 bănci în România care permit din aplicația de telefon să alegi tu vrei reducerea ratei sau vrei reducerea perioadei. Dar eu vă recomand, mai ales dacă o faceți prima dată sau la început, mergeți în sucursală, depuneți o cerere, plătiți acolo 100, 200, 300 de lei, o să dispară dobânda corespunzătoare sumei pe care ați plătit-o. Deci, ca să recapitulăm, pentru că suntem la final, avem nevoie de fondul de siguranță și de urgență. Avem nevoie să scăpăm de datorii. Da. Și lucrul acesta ne va elibera minte pentru investiții sănătoase. Da.
Pe lângă asta? Pe lângă asta, foarte simplu, facem un profil de investitor. Așa. Da? Și oricine poate să intre la mine pe site să-și descarce gratuit un profil de investitor. O să te evalueze puțin vis-a-vis de apetitul față de risc, experiență, ce ai mai făcut până acum și așa mai departe, care sunt așteptările tale de la investiții, și o să te încadreze practic în unul din cele patru profile de investitor: precaut, echilibrat, dinamic sau strategic. Investițiile pe care le vei alege trebuie să corespundă cu profilul tău de risc. Adică dacă ești un investitor mai precaut, vei merge către titluri de stat, către instrumente mai sigure, chiar dacă randamentele nu vor fi extraordinare, da? Dar sunt mai potrivite profilului tău de investitor, de anxietatea ta, emoțiile tale, resursele pe care le ai și așa mai departe. Dacă profilul tău este mai, da, să spunem, echilibrat sau dinamic, atunci poți să incluzi în investițiile tale și investiții mai dinamice, mai agresive, da? Acțiuni pe bursă sau alte active. Dar întotdeauna portofoliul se face în funcție de profilul tău de investitor, orizontul de timp, da? Că una e să investești peste 3 ani de zile sau pentru 3 ani de zile, să zicem, nu știu, vreau să strâng banii de nuntă, vreau să strâng un avans de casă, vreau să strâng așa, și cu totul altceva pe un orizont lung. Pe un orizont mai lung, 15, 20, 30 de ani, investițiile pot să fie mai agresive, pentru că au timp să își revină din aceste cicluri de care povesteam. Dacă ar fi să spunem trei zone de investiții, ai amintit de investiții imobiliare, investiții într-o afacere și investiții pe bursă sau în alte zone din aceste de acțiuni. Dacă nu am investit până acum, din acestea trei, cu care aș putea să încep cel mai sigur și cel mai simplu de înțeles sunt investițiile pe bursă prin niște instrumente pe care le găsiți la toate băncile mari din România, se numesc fonduri de investiții. Fonduri de investiții. Fondurile de investiții există și mai precaute și mai dinamice. Fie investesc în titluri de stat, fie investesc în acțiuni sau într-o combinație din cele două, deci poți să ai un mix de genul ăsta. Le vei găsi în lei sau în euro sau în dolari. Le găsești pe diverse, nu știu, poate pe piața americană, poate pe piața românească, adică vei putea să-ți alegi exact ce te interesează. Și un avantaj foarte mare este automatizarea. Adică tu poți efectiv să-ți stabilești că în fiecare zi de salariu, da, în fiecare lună, în ziua de salariu, ți se trag 200 de lei din contul de salariu, pleacă într-o achiziție de genul ăsta. Automatizarea este esențială pentru un investitor. Pentru că se va întâmpla lună de la fără să-ți dai seama, pur și simplu ți se trag banii de acolo și merg într-o investiție. Că e sus, că e jos, nu contează. Iar avantajul unui investitor pe bursă este acesta. Poate să se bucure și când bursa este sus, pentru că i-a crescut investiția, dar poate să se bucure și când bursa este jos, pentru că va cumpăra mai ieftin. Da. Și asta e un lucru foarte important. Mulțumesc mult, Adrian, și îți mulțumesc pentru toate informațiile foarte practice și de foarte mare sens ceea ce tu ne-ai spus. Mulțumesc și eu. Mulțumim cu drag și mult succes în tot ce faci. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, haideți să investim sănătos, asigurându-ne, în primul rând, ceva acolo care să ne dea mai multă libertate în a gândi rațional. La revedere!